Welcome, femme de étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, zu Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Eu sunt gazda dumneavoastră. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, zu Cabaret. Lăsați-vă recazurile la ușă. Deci, viața v-a dezamăgit? Uitați, aici viața este frumoasă. Vă prezentăm fetele din cabaret! Andra! Andy! Fată! Wow! Michael Petre! Michael Petre! Și Florin! Noi nu ne-am băgat în piesă. Da. În seara asta sala este plină. Mă simt copleșit de dragostea publicului și nu mă pot abține să vă invit pe câțiva dintre voi pe scenă. Dumneavoastră, doamnă. Da, 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 dumneavoastră, aveți un zâmbet răvășitor. Vă antrenați cumva cu smiley? Nu vreți să veniți? Nu vă inspir încredere? Păcat. A, poate dumneavoastră, domnul din primul rând, aveți o siluetă de invidiat. Urmați cumva dieta Pavel Bartoș? Asta explică tot. Nu vreți să veniți? Nu vă inspir încredere? Păcat. Eu l-aș invita pe Mihai Petre, dar lui nu-i place scena. Iar pe doamna Andra, dacă o invit, cântă mult prea bine și mie că mi-e și fură pâinea. Iar pe domnul Călinescu, dacă îl invit aici, nu mai pleacă nici mâine dimineață. Așa că rămâne o singură soluție. Andy. Nu reprezint niciun pericol. Dar Andy este sportiv, se culcă de vreme, ține și la siluetă. Nu, clar, nu se potrivește pe scenă. De fapt, nici eu nu m-aș potrivi. Eu sunt doar un funcționar amărât care visează într-o bună zi să ajungă artist. În fiecare seară, după 8 ore de muncă, mă retrag în sala asta goală, îmi scriu texte, creez povești și le dau viață. Eu și pianul meu. Și le joc pentru mine. Sperând că într-o bună zi cineva va intra în sala asta, se va așeza la o masă și mă va asculta.